Se fac ultimele pregătiri pentru marea petrecere de 1 decembrie organizată la Slatina. Reprezentanții primăriei au făcut public programul manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României. Acestea vor debuta vineri la ora 9, când se vor distribui stegulețe, cocarde și fulare tricolore la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Până la ora 11 se va desfășura ceremonialul militar și religios cu intonarea imnului României și depunerea de coroane. Parada militară a pompierilor, jandarmilor și polițiștilor va încheia acest moment. Slătinenii sunt invitați apoi de autorități pe esplanadă să mănânce fasole cu cârnați și să petreacă pe muzică populară. Primarul Slatinei, Emil Moț, îi așteaptă pe slătineni să îi fie alături în această zi de mare sărbătoare. Vă invit să sărbătorim împreună Ziua Națională a României, vineri 1 decembrie, la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, iar apoi pe esplanadă. De la ora 18 vă invit pe toți să aprindem împreună luminile de sărbători și să dăm startul târgului de Crăciun tot pe esplanadă. La mulți ani români, la mulți ani România! Târgul de Crăciun va fi deschis în cântec de colinde, interpretate de artiști locali, dar și printr-un recital susținut de Ducu Berții.